Și dacă îți repeți asta de suficiente ori, ce credeți că se va întâmpla? Se transformă în ce? Frica poate fi transformată într-o convingere. Mi-e frică că n-am să fac bani. Mi-e frică că n-am să obțin bani. Mi-e frică că n-o să mi se mărească salariul. Mi-e frică că n-o să aduc prosperitate în viața familiei mele, etc. Mă îngrijorează că s-ar putea să nu reușesc. Și dacă îți repeți asta de suficiente ori, ce credeți că se va întâmpla? Se transformă în ce? În realitate, adică în adevărul tău, în convingerea că e perfect justificat să-ți fie frică. Și deci te temi de aia, nu scapi, așa că se va transforma pe termen lung în realitatea ta. În școala psihologică ceea ce faci este să spui mai întâi întrebarea. Ceea ce simt sau cred eu mă ajută să obțin ceea ce vreau? Faptul că simt frică sau cred că nu sunt în stare să fac bani, de exemplu, mă ajută să devin prosper? Să vă spun de ce. Pentru că toate fricile și toate convingerile, bune sau rele, nu sunt realitatea. E adevărat? Ceea ce cred eu despre realitate reprezintă estimarea mea asupra realității, reprezintă percepția mea, mai aproape sau mai departe de adevăr despre realitate, dar nu sunt realitatea însăși. Și atunci, dacă nu sunt realitatea însăși, de ce alegi să o crezi ca și când ar fi? De asta merită să spui întrebarea, ce simt sau cred mă ajută să obțin ce vreau? Ceea ce simt sau cred mă ajută să obțin ce vreau? Pentru că dacă nu mă ajută, poate că ar trebui să schimb ceea ce simt sau cred. Întrebarea care spune, bine, bine, dar cum îmi dau seama ce simt sau cred? Pentru că marea majoritate a oamenilor nu sunt suficient de în contact cu corpul lor ca să-și dea seama ce simt sau cred. Marea majoritate a oamenilor nu își iau nici măcar 30 de secunde pe zi ca să se întrebe ce gândesc eu chiar acum. O fi adevărat? Ce simt eu chiar acum? O fi adevărat? Și dacă nu-ți iei niciun moment de autocontemplare, pierzi șansa să-ți dai seama ce se petrece în interiorul tău și te lași dus de val. În școala psihologică ceea ce faci este că intri înăuntru și explorezi ce simți sau crezi, astfel încât să poți modifica. Când îți numești autosabotajul sau blocajul, devii mai mult decât autosabotajul sau blocajul tău. Dacă nu îți numești frica, frica te va domina pe tine. Dacă nu îți numești îngrijorarea, îngrijorarea te va domina pe tine. Cu alte cuvinte, dacă nu știi că ți este frică, ci doar te lași purtat. Dacă nu conștientizezi că ești îngrijorat, doar te lași purtat de îngrijorare, te va domina pe tine. Dacă nu conștientizezi convingerea limitativă sau convingerile pe care le ai, te vor domina ele pe tine în loc să le poți domina tu pe ele pentru că ești mai mult decât ele. Ați prins principiul ăsta? Când numești ceva, devii mai mult decât acel ceva. Când numești ceva, o emoție sau o convingere, devii mai mult decât ea. Și atunci, ce v-aș recomanda este să luăm aminte la acest domn care știe câte ceva despre finanțe. Care spune, dacă nu poți controlezi emoții, nu poți să-ți controlezi banii. Dacă nu poți să-ți controlezi emoții, nu poți să-ți controlezi banii. Și modul în care începi să-ți controlezi emoțiile este numindu-ți emoțiile. Niciodată, zic specialiștii, să nu iei o decizie financiară din frică. Dar toți specialiștii zic să nu iei nicio decizie financiară din exaltare. Cu alte cuvinte, ai nevoie de un mecanism în care să te protejezi pe tine de tine.